4.000 de oameni au murit, 7.000 sunt răniți, 2.000 sunt dați dispăruți, iar 45.000 de persoane au rămas fără locuințe, conform scenariului Seism 2018. Autoritățile au transformat Arena Națională în cel mai mare adăpost. Printre cei care joacă rolul de sinistrați sunt și studenți de la Facultatea de Pompieri. Sunteți sinistrați? Da. De cât timp sunteți aici? De o zi. Sunt cazați în corturile montate pe aleile din jurul stadionului. Trebuie să dormiți aici, să mâncați aici? Da. Ați văzut condițiile în care o să stați? Nu. Acum o să aflăm. Ești pregătit să dormi în cort pe pat pliant? Mereu la datorie. E un exercițiu interesant, cred eu, benefic pentru atât pentru forțele de intervenție, cât și pentru noi ca cetățeni. În punctele de primire se face evidența, iar după triajul medical sunt preluați de asistenții sociali. Noi facem evaluarea inițială a nevoilor fiecărei persoane care intră în adăpost. După care reevaluăm pe parcurs dacă s-au modificat nevoile lor. 10.000 de paturi sunt montate în parcările subterane. Instalarea sinistraților este misiunea angajaților Primăriei Capitalei. Sunt ajutați și de voluntari. Timpul aproximativ pentru asamblarea unui astfel de pat este de 3 minute. Am început la ora 8 și am terminat la ora 2 noaptea. Cu 800 de persoane. Tabăra are 40 de dușuri, însă numărul poate fi suplimentat dacă va fi necesar. Nu lipsesc nici sălile de mese. Toată logistica necesară luării mesei în Arena Națională, vorbim aici de farfurit, veselă, plus de asta generatoare, tunuri cu aer cald, pentru că nu știm când vine cutremurul și ce fel de vreme este afară. Cei de la asistența socială asigură hrana și apa. Polițiștii locali sunt responsabili cu menținerea ordinii publice în tabără, iar 3.000 de tineri se pregătesc zilnic să intre în pielea victimelor. Nu mă atingeți, vă rog, mă doare foarte tare, nu! Rănile par cât se poate de reale și sunt realizate în doar câteva minute de artiști make-up din țară și din străinătate. Am fost electrocutată, am fost prinsă sub dărâmături, am avut un atac de panică, urmează să fiu moartă, probabil. E și asta un rol, nu? Adică... Păi da, e unul mai liniștit. Exercițiul Seism 2018 este cea mai mare simulare organizată pe teritoriul Uniunii Europene și se încheie joi.